Eu am considerat-o de la bun început o zonă de agrement deosebită și la care am ținut foarte mult. Aș vrea să vă mărturisesc că această zonă de agrement face parte din ambiția mea personală pe care am avut-o când am câștigat mandatul de primar. Atunci mi-am propus să fac 5 proiecte mari pentru orașul Oțelul Roșu, iar această zonă de agrement face parte din acele proiecte. Am găsit în 2012 o zonă aici la Gura Zgheabului, care n-a avut un ștran funcțional, iar această zonă minunată pe care o vedem aici, de care beneficiază orașul nostru, arăta într-o stare jalnică, dacă pot spune așa. Am reușit cu banii puțini pe care am avut la bugetul local să facem iluminatul public în această zonă, să punem, să montăm bănci noi, coșuri de gunoi noi, să modernizăm locul de joacă pentru copii și să facem aceste două terenuri de tenis de câmp, un teren de volei pe plajă, să montăm mese și bănci aici la locul de picnic și nu în ultimul rând, ceea ce cred că va fi atracția cea mai mare pentru copiii orașului nostru și nu numai și pentru copiii Văii Bistrei, acel mini lac pe care avem 6.000 de bicicleți. Sigur, visul meu pentru zona de agrement la Gura Zgheabului nu s-a terminat aici. Mi-aș dori ca și în continuare să investim în această zonă, să facem din această zonă, într-adevăr, una de la, dintre cele mai frumoase zone de agrement din județul Caraș-Severin. Așa cum discutam și cu reprezentanții Partidului Tărășene, mi-aș dori că la anul viitor, pentru că în acest an nu mai avem fonduri necesare, să facem o mini-plajă aici pe malul Bistrei, pentru că în urma analizelor pe care le-am făcut și a cunoștințelor mele despre orașul Oțelul Roșu, nu toată lumea își permite să plătească 10 roni în calea la ștran și să meargă în fiecare zi. Deci m-am gândit și la cei oameni care nu au aceste posibilități și cu certitudine, în măsura posibilităților, vom avea o plajă amenajată chiar aici pe malul Bistrei.